Iacob, felicitări pentru acest transfer, ești primul jucător slovac din istoria Rapidului. Cu ce gânduri la Rapid? Mulțumesc pentru interesul care a avut Rapidul, a fost și în vara și acum. Și sunt fericit că în final am ajuns aici, la Rapid. De ce ai ales Rapidul? Știu, și băieții, și orașul, și interesul de antrenor, dar și am văzut cum merge echipa în campionatul și anul trecut în Liga 2 și acum când a revenit Liga 1. Și cu suporterii care au și cu nou stadiu și mi-a plăcut proiectul și de cauza asta am simțit că putem să facem împreună ceva wow. Ai mai jucat în România la U Cluj, la CFR Cluj, la Academica Clinceni. Ce jucători din actualul lot al Rapidului cunoști? Știu Nicu Carnat și Albu, că am jucat împreună și am vorbit și cu lor acum și mi-a spus toate mesajele pozitive și sunt fericit că am ajuns de acord cu clubul și că am ajuns aici. Spune-mi care sunt calitățile tale ca jucător. Calitățile mele? Îmi plac să intră în joc. Nu am probleme să fac munca și sacrificii pentru echipa, că azi în fotbalul modern e normal. Și dacă fac assist sau fac gol, nu e important. Important e că câștigă echipa, să face rezultate pozitive și după care la stadion se vede joc, cred că înțelege ce face bine jucător și ce nu face bine. Ai jucat în destul de multe țări, ai jucat în Polonia, în Portugalia, în Ungaria. Cum ai caracteriza fotbalul românesc în comparație cu aceste țări? Cred că fotbalul românesc e bun. Cam comparăm acum și cu Ungaria, e mult mai bun. Și cred că fiecare an, cred că și a ajutat echipa care a promovat acum, cum Rapidul, și acum sunt la proprie echipe mare în Liga 2 și cred că când promovezi Petrolul Cluj, echipa asta să fie mai frumos campionatul și pentru jucători și pentru suporterii. Cât de pregătit ești din punct de vedere fizic? L-am făcut pregătirea, acum a fost perioada scurtă. Nu e o lună, două luni ca în vara, dar cred că sunt pregătit. Știi că avem în prima etapă un derby la Craiova cu Universitatea. Mai jucat probabil, nu? Împotriva am Universității? Acolo. Cum vezi această partidă pentru Rapid? Suntem la egalitate cu locul 5, e o bătaie foarte, foarte mare pentru play-off. Cum vezi acest final de sezon? Eu cred că aici oricine poate să câștigă fiecare meci, sunt ok dacă bagi calitate și sacrificiu și spiritul de echipă, poți să câștigi oricine meci. Cred că ce am văzut și ce am uitat cu echipa asta, poți să facem rezultate mari. Știi că Rapid are cei mai frumoși suporteri din țară și asta nu zic doar așa, chiar sunt renumiți. Ce mesaj ai pentru ei? Sper să ne ajuta fiecare meci când poate, că acum nu e ușor cu COVID-ul, dar ia 12 jucători, se ajută când te ajută și noi sperăm să le dăm răspunsul pozitiv cu rezultatele. Și vei avea și ocazia să joci pe noul Giulești, o să avem un stadion nou cât de curând. Cum vezi acest lucru? Asta, da. Cred că să fie, cum se spune, extraordinar și pentru jucătorii și pentru suporterii, etapa nouă, că se spune așa, și sper că acolo să facem ceva foarte, foarte pozitiv pentru club și pentru fiecare jucător, să are memorie frumoasă.
Știu că nu-ți place să spui câte goluri îți propui, dar noi îți urăm să dai cât mai multe goluri și să faci fericiți suporterii Rapidului cât mai des. Și eu. Primul rând vreau să ajut echipa și, ok, dacă atacant marcheze e un plus, dar spun, pot să marchez, dar că echipa nu câștigă și nu e important asta. Sperăm să câștigăm împreună. Mulțumim și multă baftă!